Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Vărsător. Haideți să facem etalarea pentru perioada 1-14 februarie 2021, să vedem ce vă așteaptă ca și evenimente importante în această perioadă. Haideți să vedem. Vărsător, 1-14 februarie 2021, evenimente importante. Vărsător, 1-14 februarie 2021, evenimente importante. Ok. Se pare că aici voi sunteți puțin în conflict. Vine o comunicare către voi cu o justiție care trebuia să vi se facă de foarte mult timp. Din partea unui gemen balanță vărsător, chiar unui vărsător, ok, balanță, iarăși, sau din partea cuiva din zodia pești, pentru că avem spânzuratul, vine o comunicare către voi, o persoană care a jonglat între voi și altcineva, sau a ținut două situații în paralel, ok? Persoana asta vine, este ca un șoc, revine în viața voastră cu o comunicare, cu o ofertă. Dar s-ar putea ca acest conflict să nu fie al vostru, să fie conflictul pe care îl creează această persoană pentru că vă enervează revenirea acestei persoane. Este o chestiune de trecut, pe voi nu vă mai interesează, persoana asta a fost o persoană foarte oportunistă sau punea foarte mult preț pe partea financiară, ați avut claritate în privința asta și nu mai vreți așa ceva, sunteți foarte hotărâte după o perioadă de gândire sau hotărâți, ok? A fost destul de multă suferință, dar ați ales într-un final să vă recăpătați puterea și să mergeți mai departe către o nouă relație pe care poate chiar acum o aveți sau veți cunoaște persoana asta. Ok. Da, cineva, un bărbat dintr-o zodie de apă sau gemeni, care a plecat din viața voastră cândva, poate acum 8 luni, avem 8 de cupe, sau să spun 8 săptămâni, să spun pentru alții 8 ani, imposibil, persoana asta se întoarce cu mesaje, cu discuții, chiar face un drum către voi cu dorință de împăcare. Voi știți că persoana asta este o persoană foarte toxică și a părăsit o căsnicie în care stătea o căsnicie karmică, ok? Poate asta era și a doua opțiune, poate avea pe cineva mai tânăr cu care această persoană stătea, o femeie mai tânără, ok? A părăsit această căsnicie sau un capricorn și din câte văd persoana asta vrea să aibă victorie cu voi. Regele și regina de cupe, persoana asta a realizat că vă iubește și vrea să aibă victorie în a reuși să vă facă să vă redeschideți inima către el sau către ea. Iar persoana asta consideră că are o victorie, că acum gândește clar și nu se mai autosabotează, că și-a dat seama că și-a putut deschide inima către voi. Dar nu știu dacă nu cumva este prea târziu. Haideți să vedem. Clarificare. Pajul de bâte. Pajul de bâte. Ok. Nu cred că îi răspundeți acestei persoane, pentru că persoana asta v-a ținut la distanță foarte mult timp. Și nu ați mai vorbit de foarte mult timp, ați avut o pierdere foarte mare din cauza acestei persoane și voi, din punct de vedere spiritual, v-ați vindecat. 8 de cupe. Da, clar, avem de două ori confirmare și Marea Preoteasă și Spânzuratul și Regele de Cupe că ar putea să fie cineva din pești care spune că vrea să depună efort acum, vine către voi și spune vreau să depun efort, ok, în a crea ceva foarte stabil cu tine. Vreau să creăm o fundație, vreau să facem o familie, vreau să, pentru prima oară, vreau să mă implic cu totul în relația cu tine. Regele de Cupe, Regele de Cupe. Persoana asta v-a urmărit tot timpul.
Exact. Tot timpul v-a urmărit. Și știe că nu-l mai vreți sau nu mai vreți. Poate să mai fie cineva din gemeni. Știe că voi simțiți indiferență față de el sau față de ea. Și chiar de asta vă și urmărește, pentru că ori sunteți într-o altă relație acum și vrea să știe ce mai simțiți pentru el sau pentru ea, simte că este o oportunitate pierdută cu 4 de cupe și unică și vrea din, ca să spun așa, orice ar fi să facă orice tertipuri necesare să vă readucă înapoi. Haideți să vedem judecata. Judecata. Da, persoana asta vine și spune, mi-am dat seama că sunt sufletul tău pereche și că ești sufletul meu pereche. Judecata îmi spune asta, am avut claritate cu asul de săbi și vreau să-mi cer iertare. Și vreau să-mi spăl păcatele pentru tot ce ți-am făcut, pentru felul în care te-am trădat, pentru felul în care ți-am vorbit sau felul în care am plecat sau pentru că am plecat. Diavolul, haideți să vedem diavolul. Diavolul. Persoana asta consideră că voi sunteți într-o relație karmică. Sau poate relația acestei persoane karmice, ok, era cu cineva din fecioară. Sau persoana voastră nouă din viața voastră este leu, berbec, săgetător, fecioară. Și persoana asta încearcă, diavolul, persoana asta din trecut încearcă să vă convingă că persoana nouă este o relație, sau cel puțin așa vrea să creadă, că este o relație trecătoare. Nu este o relație care o să ducă la căsătorie cu hierofantul, ba da, o să ducă la căsătorie. Încearcă să bage intrigi că persoana asta nouă v-ar minți, ceea ce nu este adevărat. Am spus că va încerca orice tertipuri, hierofantul. Hierofantul. Din păcate sau din fericire, persoana asta nu vă poate clinti din situația în care sunteți. Pentru că voi construiți ceva stabil cu noua energie. Cu 10 de cupe, persoana nouă vă face fericiți. Și chiar dacă nu aveți pe cineva acum, voi v-ați recăpătat echilibru și fericirea. Și voi din situația aia nu vă clintiți. Iar persoana din trecut o să aibă foarte mare dezamăgire. 6 de bâte. Exact. Dezamăgirea este că nu va avea victorie cu voi. Că voi, cei din zodia vărsător, poate mulți aveți ascendent în, cum am mai spus și altă dată, leu, berbec, săgetător sau inversul, ok? Voi v-ați vindecat. Deja avem 2 cărți care vorbește de vindecare totală din punct de vedere sufletesc și spiritual, Steaua și 4 de săbi. Voi v-ați vindecat și asta este victoria voastră, că ați reușit să vă repuneți în mișcare. Și în ceea ce ține de planul amoros și financiar, din toate punctele de vedere. Regina de cupe. Regina de cupe este posibil. Oricum asta sunteți voi, în cazul ăsta. Dar e posibil să fi fost și cea de-a treia energie, care pur și simplu va fi lăsată în urmă de către persoana din trecut, dar asta nu vă mai interesează pe voi. Dar reprezintă și faptul că voi ați reușit să vă redeschideți inima din nou și asta este nefericirea persoanei din trecut, pentru că voi v-ați regăsit echilibrul, celebrați lucrul ăsta și ați reușit, ok, cu o determinare foarte mare să aveți o abundență extraordinar de mare. Și persoana din trecut a văzut lucrul ăsta, că după despărțire, voi ați avut o abundență și mai mare. Arătați mult mai bine, sunteți mult mai încrezători sau încrezătoare, v-ați recăpătat încrederea în voi, poate v-a schimbat stilul vestimentar, v-a schimbat cu totul, iar persoana asta a văzut acest lucru. Și asta este nefericirea persoanei din trecut, care nu suportă fericirea voastră alături de altcineva. Dar asta nu împiedică, ca să spun așa, acțiuni din partea acestei persoane care, din câte văd, vor fi refuzate de voi.
Bun, atât am avut și pentru voi. Vă pup și ne vedem la un nou video.